ce Zara. Salut, bă, șacarilor, ce faceți? Astăzi facem un vlog cu cel mai bine dispus gang din lume. Gang! Suntem morți. Azi n-au atitudine foarte bună, e ok, sunt cam obosiți, dar eu sunt în priză și asta e cel mai important. Fiți atenți, frate, cum a fost faza, hai să vă arăt cum a fost. Stai că fug, eu n-am microfon de la bun, deci sau de la... Deci eu eram aici, erau pe treaba, nu, eram aici. Bă, și văd la un moment dat perdeaua asta, dai din cașmir, de-aia scumpă. Bă, și o dau și văd aia, frate, fii atent. Stai că o pun așa, frate. Uite ce e acolo, bă, și am zis, bă... Dacă-mi rupeai ăsta... Te băteam cu el în cap! Dar n-am făcut nimic, am ajutat doar la draperia la o parte! Nu mai da! Vino să plecăm de aici. Și ăștia nu știu dacă se bagă cu mine, dar cumva se bagă, o să iau camera cu mine. Gang! Pac! Direct aici, Johnule, Hâțuleanu! Mergem să-i convingem. Vin băieții? Da, vin băieții, am convins! Plăcere! Cu plăcere, Snip! Mersi mult! Care vine în pădure? Ai grijă! Mergem în pădure acum! Mergem în expedie! Mamă, ce bine se vede, bro! Salut, animalele! Regele lumii, bro! Fiți atenți, băieții mei! Deci acolo să moară ce am pe casă, acolo mergem. Fii atent acolo, departe, sus, sus, sus. Deci fiți atenți care-i planul. O luăm pe acolo, frumos, ocolim, mergem. Asta e, n-o băgați în seamă, e doar pista de decolare a elicopterului lui Andrew. Trecem pe acolo, prin așa, ne ducem departe și ajungem aici, la Cezar. Viget, salut! Ia te frate meu, că ai venit la Snic în episod. Dragoș aici, Dragoș, un Lamborghini, un Huracan și pe soarea lui Dragoș. Poți să mai... Nu-i sora mea, e vișoară. Salut, vișoara. You're the little puppy. You're a little puppy. Bă, dar nu lingim obiectiv. Veniți, gang-ul meu, după mine! Deci, după cum puteți auzi, se aude un lup siberian aici. Aceasta este iedere otrăvitoare. Este foarte periculoasă, da. Cercetașii, penche, clătituțele! Da, după cum puteți vedea aici, este masivul... masivul hawaian. După cum puteți vedea toate formele de relief aici, aici a fost un râu cândva. Nu mai este, veniți după mine. Clătituțele, după mine. Uite-o pe Marta. Marta este Marta, vino încoace. Deci este cel mai rar specimen de lup hawaian. Uitați-l aici. Oamenii mei sunt foarte fricoși. Nu băgați în seamă, este doar traumatic. Doamne, iartă-mă. Este o iedră otrăvitoare din. Deci așa ceva nu consumă. Nu consumă. Ea a fost biolog marin cândva. 15 ani de facultate, acum au terminat. Vom continua acum turul pădurii cu Snic Luci. Acolo cu clătituțele. Uite ce șmecher se vede cu deasta aici, geleu. Mamă, ce-mi place. Wow, aveți grijă, este Cerberus el Invectum Elduta. Este o plantă foarte pe... Wow, aici încă una era să... Uai, doamne, ce greu este. Da, acolo este masivul Rodney, se numește. Uitați aici, aceasta se numește Aloe Vera El Invectum El Tutas El Mios. Este o plantă foarte bună, dar eu nu iau acum pentru că respect. Ai pus și tu latină la școală și pui singurile cuvinte pe care le știi. Te pare că a venit pădurarul? Nea pădurare, ia mai lasă-ne în pace. Poate sunt otrăvitoare. Lasă-mă să văd, acelea sunt niște mure. El Invectam del Muras del Tutas. Pentru vlog aici, stai că sunt cu omul meu. Care dacă te duci la okay, nu, am mâncat-o. Bă, nu vă face... Pican! Nu! O floare. O floare pentru o floare. Adevărat, biolog marin am învățat asta în facultatea de biologie marină, adevărat vă zic. Uitați-l cum mănâncă, este... Nu mânca, bă! Este biolog marin, lăsați-l în pace. Veniți după mine, băgați capul în jos aici. Da! Niște supraviețuitori! Ce se întâmplă? Cine sunteți voi? Sunt fiicele păduralului șef, veniți, le-am descoperit. Aici este marele canion al masivului Rodney. Nu cred că voi putea să-l trec. Uite, bă, mistrețul, repede, nu vă faceți griji, sunteți cu mine. Bă, nu știu că v-ați crezut că e chiar un mistreț acolo. O, nu, biologul nostru marin, pican, reușește. Bă, că m-am blocat. Ba, nu râd, este o sită... Vine ursul! Bă, bro, hai să plecăm de aici, nu-i bine. Bă, bro. Vorbesc super serios, gen, nu e ok, sunt bine că... Bro, ia iurea, bro, unde e pican, bro? Picane! Bă, dacă nu... Bă, fugiți! Este o bufniță din masivul Rodney, giți!
o bufniță. E de rău otrăvitoare. Un loc să mă așez. A venit după mine, acolo este de celălalt masiv al Rodney. Acolo, veniți, mi este foarte foame, am nevoie să mă hidratez. Voi lua niște sevă acum. Uitați aici, este sevă din muguri de copac argintiu. Am supraviețuit 24 de ore în pădure cu gengul. Uite-l, uitați-l, uitați-l cum se sacrifică. Bro, nu trebuie să faci asta. Uitați-l, uitați-l. Bă, uitați-vă la el. Uite, uitați ce am găsit. Vino repede pican. Ia să gust una să văd dacă este bun. Wow, nu este bine să trageți. Are capcane. Deci uitați-vă unde am ajuns. Acesta a fost prin 1700 un vulcan activ. Oamenii de aici se tem, săcelenii, pentru că vulcanul poate exploda oricând. Uitați-vă cum stau acolo. Le este foarte frică. Unde este Cezara? Cezara! Uitați aici masivul. Ochelarii mei! Trei membri am pierdut. Uitați-vă ce este aici. Este 24 de ore. Am reușit să supraviețuim într-o pădure cu gengul. Am pierdut din păcate trei membri. Wow! Ce este acolo? Nu este nimic. V-am memat. Uitați-vă aici, uitați-vă. Singura specie. Nu. Cei doi supraviețuitori din trupa Pancake. Doamne ajută, la 30.000 de like-uri. Noi vom pleca din păcate. Dacă voi ajunge acasă să editez acest vlog, Doamne ajută. Am făcut cu stânga, Doamne ajută. Aveți grijă de voi, bă, șacalilor. Ce-o fi, Doamne ajută. Pa, bă. Scriu altfel la modul hieroglife. O dau retardat doar să-ți placă de mine. Orice doar să-ți placă ție. Tu ești șeful, tu nu plătești prețul casetei. Sensul rachetei. Un pensul la peste machete. Spun adevărul în piese și chestii. Mi-a sufocat geniu dislexic. Reflexul imagetic.